Mamă, le-am gherlit pe toate ediția asta. Mergem mai departe cu domnul Drăcea. Am acasă sute de poze cu bunica unui prieten. Plauzibil. Pune jos. Dar le ai în scop recreativ? Sau? Nu. În scop sexual? Nu. Dar în ce scop? Păi în ce scop le-ai? Cumva m-a crescut și pe mine. Și deci ai crescut sute? Bunica? Unde le ai? Acasă. Păi într-un album, că mă-ți dubiez. Și ce album de 100 de poze ai mâncat? Da, în cap, ce mă, într-un de la țin cap lejer mai mult de 100 de poze. Cum te-ai crescut? Adică de ce? Rău după. Cum o cheamă, da, bro? Ioana. Ioana? Ți-ai zis că mai trăiește, nu? Da. Și Ioana, unde stă? Unde stă? În București. În București locuiește? Da. Păi stai, că el nu-i din București. Dar nici el nu-i bunică. La ce vârstă te-ai mutat la București? Nu știu câți ani ai în clasa a doua. 9 ani, cred că, cam așa, 8-9 ani. Păi stai, ea te-a crescut pe tine, ai tăi erau plecați? Da. În altă țară? Nu. Nu, dar munceau foarte mult și am stat mai mult cu ea. Și ai făcut poze multe cu ea? Ne-am făcut eu. Dacă ai venit, foarte... ai 100 de poze. Avea are ea foarte multe poze. Și ți le-a dat ție pozele? I le țin eu cumva, adică le am eu, mi le-a dat mie. A, gen, ea avea pozele făcute și tu, da, că ai fost tu și le-ai printat. Bine, sunt și mult, nu, sunt din alea vechi. Dar sunt poze din tinerețe sau sunt poze... Și din tinerețe și de când eram eu mic și cu prietenul ăsta, nu? Și prietenul ăsta, el are vreo poză cu ea? Ei, da, lui i-a lăsat sau doar ție? Nu, așa. S-au certat pe albumul ăla. Da, cum aveau dublură? Am o dublură cu bunică. Auzi, a, mea realitate, mai fără. Tu ai de acum mai la euforie, ca să dăm de asta la Bușteni. Mai ars, care mai multă putere asta avea, 20. 20 SPF poza asta. 20 SPF. Ziceți, mă, cum pare mega bullshit, îți dai seama, e pare super... Se, bă, a zis sute. Bă, și adică eu. Sute. Cumva e atât de cretină încât l-aș crede. Bă, e posibil. Pare de obsedat, adică... Bă, 100 de poze, doar în final, îmi dă la în cap câte 2 sau 4. Și bunică îți dă vreodată altă bunică și sunt câte mult te iubească. Dar ea ți le-a dat sau tu le-ai luat? Ea mi le-a dat. Pur și simplu așa, uite ea, da, cadou de despărțire. Da, mi-a dat de foarte mult timp, nu, mi-a dat acum mult. Tot puneai câte una. Păi și cum a fost momentul când ți-a dat pozele? A venit și ai zis? Nu mai știu, mi-a dat mai multe chestii, nu mi-a dat doar pozele astea, mi-a dat mai multe, și un ceas mai vechi, mai mult. Dar nu știu cine dă poze unui... Eu n-aș da poze. E ca o fel de aer după vremea aia, știi? Ia albumul ăsta. Bă, mi se pare reală, adică, nu știu. Bă, din nou, mi se pare așa, ca așa cretină, încât aș zice că e reală. Ionuț, cum o simți? Eu o simt mega bullshit. Ok. Mai vrei să-i convingi pe coechipierii tăi sau mergeți pe sistem de vot, 2-1 și povestea? Ar fi avut în stand-up ceva despre asta, adică nu, și n-are. De mult n-ai mai venit, Ionuț. N-ai mai sunat. Gami, tu ești capitan, eu am zis. Hai, mergem pe Real? Hai să mergem pe Real. Real. Băgăm, hai. Bag 10 milioane pe Real. Răspuns final, poveste reagă, Drăcea? Fals. Bine, bă, băiat, am ce dracu, bă, sute de poze. Nu sunt atât de dubios. Te-am bănuit și eu la început. Am cu bunica mi-o mie de poze. Știi că mi-am dat seama că e fals când ai zis București aia și pe mine m-a pierdut. Da, și pe mine m-a zis acolo, eram zic, aaa, aaa.